Domnule primar, v-a aflat la primul mandat de primar al Comunei Mircești. Tot pentru prima dată conturați un buget al Comunei. Am vrea să ne dați mai multe detalii despre situația bugetară, despre lista de investiții și planurile dumneavoastră pentru anul în curs, cât și probleme care le întâmpinați. Bună ziua! Pot spune că bugetul de anul acesta este un buget de austeritate. De ce vreau să spun acest lucru? Pentru că am încercat, chiar am stat foarte, foarte mult timp în documente, am încercat cât mai bine să le înțeleg, fiind la primul mandat, și să echilibrez împreună cu contabilul, să echilibrez cât mai bine bugetul pentru a putea avea sumele necesare pentru acoperirea investițiilor, cât și a datoriilor. Sunt niște datorii rămase în urmă, cam mărișoare, care am încercat să le acopăr din bugetul local, cu toate că bugetul este foarte mic, chiar la rectificarea din decembrie, de la Consiliul Județean, nu am primit niciun ban pentru echilibrarea bugetelor. Conturând bugetul care l-avem la momentul actual, la venituri avem suma exactă de 5.682.000 de lei, iar pentru a-l echilibra, la cheltuieli am avut aceeași sumă, cu toate că bugetul inițial prin investițiile și planul meu de achiziții de viitor era o diferență de aproximativ 11.000 de lei. Acum am început să facem plăți, după votarea bugetului am început să facem plăți, iar datoriile sunt acoperite în proporție de 90%. Am mai discutat cu furnizorii sau cu cei la care avem datorii să ne mai plăsuiască, să ne mai aștepte până la următoarea rectificare. Deschiderile se fac trimestrial, semestrial, iar nu putem să facem toate plățile acum. Am stagnat cam toate investițiile care le aveam în plan. Singurele investiții care au rămas în picioare sunt cele pentru trotuare, proiect nou, care banii care i-am primit special pentru acest lucru. Am dat hotărârea de Consiliu, suntem la faza de SF, de studii de fezabilitate, am făcut ridicările topo, am stabilit traseele. Acum urmează proiectarea și studiile de fezabilitate, după care începem licitația și în cel mai scurt timp, sper în 2 luni de zile să ne apucăm, cel târziu 2 luni de zile să ne apucăm să le și facem, pentru că acești bani, dacă nu vor fi cheltuiți, ni se vor lua. Ce pot să vă mai spun? Școala care o avem de la Iugani, încerc și urgentez acolo lucrările, este pe PNDL, constructorul merge cam încet, dar mi-a spus că lucrarea este în termen, iar se va mai întârzia un pic cu finalizarea ei. Se vede foarte bine că nu se mișcă chiar așa de repede lucrurile, cum am reușit să facem lucrările la Căminul Cultural, s-au încadrat în termen. Căminul este finalizat la partea de construcție, urmează achiziția și dotarea în prealabil a tuturor accesoriilor din interior pentru funcționare. La grădiniță este în stadiu de verificare proiecte, este finalizat, urmează maxim 2-3 săptămâni să ne apucăm de construcția grădiniței de la Iugani. Dispensarul de la Mircești, care îl avem și pe acesta în curs, este la finalizare de licitații, avem un potențial câștigător din câte știu la dispensar, urmează finalizarea documentației și demararea procedurilor de construcție. La
toate aceste proiecte care vi le-am spus, am încercat să prind cofinanțarea din bugetul local. Cele care știu că mai întârzie le-am amânat pe anul viitor. Ce să vă mai spun este canalizarea. Canalizarea, chiar ieri am fost pe la Iași ca să stabilim ultimele detalii de finalizare a canalizării pentru a da o funcțiune. Suma care am bugetat-o, am prins-o în bugetul local, este de 1500 de lei, dar nu ajunge. 1500 de lei ar ajunge doar pentru achiziționarea pompelor necesare finalizării, dar mai avem nevoie și de manoperă, care am vorbit cu constructorul, am rămas cumva la o înțelegere ca plata să o fac anul viitor pentru manoperă, acum să plătim doar pompele pentru a putea începe și demara racordarea cetățenilor la canalizare. Cam acestea sunt în mare, dacă am omis ceva, sper să vin pe parcurs cu completări. O să vă mai aduc la cunoștință prin pagina de Facebook a primăriei și pe site-ul primăriei comunii. Să înțeleg că pe toată perioada aceasta cu bugetul ați găsit înțelegere atât de la furnizori pe partea de niște datorii cheltuieli care trebuie să fi făcute, cât și de la unii constructori sau operatori pentru anumite investiții. Da, majoritatea celor furnizorilor sau celor care au prestat servicii la comună a trebuit cumva să înțeleagă situația comunei, pentru că sunt niște cheltuieli angajate de fosta administrație. Eu încerc să le acopăr cu documente justificative. Nu pot face niște plăți fără a avea niște documente justificative în spate. Departamentul din cadrul primăriei l-am rugat să-mi aducă la cunoștință toate problemele și toate documentele care nu reflectă realitatea, pentru a le putea pune pe hârtie și a demara toate procedurile legale pentru achitarea acestora. Erau niște divergențe, au venit auditorii care îi avem noi la primărie, au venit și au făcut un control asupra bugetului, pentru că, dacă nu știți, primăria are angajate niște credite, are 3 credite, în total însumate sunt de 33 de mii de lei, 33 de mii de lei vechi, aproape 33 de miliarde de lei vechi, fără dobânzi și comisioane la momentul actual, iar anual, pe aproximativ 15 anual, primăria plătește 5 miliarde de lei vechi, 5.000 de lei, lei noi în fiecare an, ratele la creditele respective. De aceea, în primul rând, noi ca și instituție trebuie prima oară să acoperim salariile, după care facturile restante și creditele, ratele la bancă. Partea de funcționare. Dar n-ați găsit, am înțeles, înțelegere din partea autorităților de stat, am înțeles că ați primit niște amenzi pe administrația locală? Da, apropo, am fost atenționat că după 6 luni de zile noul primar va intra cu toate drepturile în funcție. Și am fost atenționat de către multe persoane că după 6 luni de zile, în general din partea opoziției, că vor veni tot felul de controle. Și se pare că s-a concretizat acest lucru. La momentul actual am în jur de 7 luni de zile de când sunt în funcție, iar au început controle. Cu toate că am salubrizat și am făcut foarte mari eforturi pe partea aceasta de curățenie în comună, am fost la groapa de gunoi de la Iugani împreună cu cei de la 406 de la ajutor social, am adunat toate gunoaiele, de pe străzi la fel am adunat toate gunoaiele, am încercat să curăț pe partea asta la altă de selectiv.
Anul trecut am avut un procent de colectare selectivă de 1,2, iar anul acesta am ajuns la 15,5% de selectiv. Deci e o creștere foarte, foarte mare, chiar a fost apreciat de cei de la ADIS. De aceea am mai solicitat încă 5 puncte de colectare, iar ei vor, în zilele următoare, vor trimite containerele pentru selectiv. Cu toate că am făcut aceste demersuri, cei de la Garda de Mediu au fost, cu siguranță, cred că au fost, au avut vreo sesizare ceva, au venit la groapa de gunoi de la Iugani și ne-au dat o amendă de 15.000 de lei, 15.000 de lei, 150 de milioane lei vechi, cu termen de plată în 15 zile, valoarea minimă de 2.500 de lei. Vă dați seama că am plătit-o, nu pot să remarc faptul că ce au constatat ei acolo au fost deșeuri rămase în urmă, cu toate că a fost avertizat vechea administrație de a lua măsuri. Dacă nu s-au luat măsuri, eu am luat măsuri cât am putut de mult în această perioadă, cu toate că vremea nu prea mi-a permis să stau acolo zi de zi. Am constant la 2 săptămâni, 3 săptămâni, când era vremea bună, mergeam, adunam gunoaiele, de fapt, plasticuri și toate deșeurile. Am încercat să echilibrez și partea asta de gunoi, tot ce înseamnă deșeuri biodegradabile sau care putrezesc. Le duc pe toate la platforma de gunoi de graj, că avem platforma de gunoi de graj din comună. Ducem acolo tot ce înseamnă biodegradabil, iar plasticul și toate reciclabilele le punem în container. Am dus o campanie, chiar de la intrarea în funcție, am dus o campanie puternică de conștientizare și de informare a cetățenilor pe partea asta de selectiv. Am făcut chiar și multe reclamații la poliție pentru cei care aruncau gunoaiele în locuri publice. Iar am insistat la poliție să nu, deocamdată, să dăm avertismente, să atenționăm, iar dacă se continuă, vom începe și cu amenzi. Dar momentan am dat doar avertismente. Cu toate că am făcut acest lucru, cei de la Garda de Mediu ne-au pus această amendă. Plus de aceasta, apropo de ce spuneam mai devreme, astăzi am primit amendă și de la ISU pentru școală. Tot pe vechea administrație s-au primit tot felul de avertismente și atrageri de atenție privind faptul că școala nu are autorizație ISU. Eu am luat niște demersuri, am cerut niște oferte pentru proiectare și pentru autorizare ISU, dar am ajuns la aceeași problemă. Deocamdată nu am bani pentru proiectare, pentru că proiectarea pentru autorizare ISU mă costă, pentru toate școlile din Comuna Mirceș, mă costă aproximativ 1.000 de lei, 1 miliard de lei vechi. Da, și mă aștept să vină în continuare controale pe partea aceasta. Cu siguranță sunt controale politice. Sper să nu fie așa, dar fiind atenționat din timp, că vor veni multe controale, trebuie să ne asumăm, cu toate că cetățenii împreună cu noi le vom plăti.